Așa. Bună ziua, oameni buni! Am venit la Stupină azi 4 aprilie 2011 pentru a urmări evoluția familiilor la o lună de la începerea pontei măcilor. Sunt alături de maestru Ștefan Gavrilă, care mă ajută în treabă. Ridică podișorul de la stup, a dat cu fum întâi. Așa. Îl pune deoparte. Și în continuare mă va asista la filmat. Sau mă asisti la filmat? Mă filmezi pe mine? Mai bine. Așa. Nu punem mâna pe cameră. Așa. Scoatem pungile în care am avut fructoză. Le dăm la coșul de gunoi. Asta facem acum. E, și cu ocazia asta că s-a împlinit o lună, vom face și o... Vedeți, la asta am spus până acum 4 pungi am găsit. Deci a avut în ultima săptămână vreo 2 kg i s-a administrat de mâncare. Hai să verificăm ce găsim în dânsul. Mai puțin, în fapt, acum începe și treaba hrănitoarelor. Așa, aici găsim o ramă care mai are mire. O scuturăm pentru a o descăpăci. Ia să vedem ce găsim noi în cuib. Așa. Au mâncat sau? Așa. În ultima ramă depozite solide de hrană energetică. Deci este o lună de când albinele au început treaba. S-a cam schimbat generațiile. Așa, ne uităm. Penultima ramă. Penultima ramă. Vedem puiete ecluzionat. Și bineînțeles, o oată instantaneu. Este... Aici se vede matca. Uitați aici. Matca mare frumoasă, acum depune ponta pe această ramă care tocmai a ecluzionat o generație de albine. Mergem mai departe. Asta e cel mai tare stup? Nu, e un stup la normal, dar îl filmez pe ăsta pentru că l-am mai filmat. Și impresionant. Așa, și cei care vor să se inițieze în tainele apiculturii. Văd cam ce se poate face în Stupină. Continuăm. Vom te pune pe cam. Coroane cu puțină miere și puiet ca la balamuc. Wow. Se vede? Rotim ramele. De acum. Pentru a extinde cuibul. Aoleu, sunt cam multe. Aducem mierea în față. Da? Unde este cazul? Aici nu mai e cazul? Gata, da. Și penultima e la fel, sunt pline toate cu puiet. Fără nicio teamă. Fără. Puh. Recurgem la spargerea cuibului la acest stup. Deci, e un stup care deja are 5 rame cu puiet, dintre care 4 gata de luptă. La lupte! Cu furculița, zgâriem puțin mierea, da? Pe partea asta nu mai avem, a fost descăpăcită și luată. Dar la albinuțe nu le dăm rama goală, avem preparat sirop de fructoză cu câteva ingrediente secrete. Uitați-vă ce ușor se toarnă din pet. Da? Pur și simplu. Umplem rama, da? Deci, dacă am fi băgat o ramă goală, era foarte greu pentru ele. Deci le-am fi băgat un spațiu gol și rece. Așa, dându-le această ramă plină ochi, cu păpică, uitați-le cum stau ca niște văcuțe.
și mănâncă. Cum s-au liniștit fetele când au văzut, când au simțit gustul de fructosis. Așa, mai dăm puțin fum. Să le liniștim. Gata. Acum strângem. Împingem la logramele. Așa frumos, încep. Ce, Ștefane, ori ți-e frică? Nu. De ce mi-a frică? Eu sunt stâncă. Așa. Introducem hrănitorul. Și acum pui... Și după aia pune sirop și un hrănitor de acum. Împins mai... Așa, să strângem ramele. Vedeți cu de alta. Băgăm la perete. Deci, vă rog frumos, după, arată spre mine, după ce s-a folosit lingura de furculița de aluminiu de pomană, am văzut unii mari profesori în ale apiculturii, au terminat furculițele, cred că s-au rupt și au intrat cu cuțitele în stupi. Lucrează, au luat stupii la cuțite, domnule, pur și simplu. De fier, nu? Cu cuțite, tată, să taie albinele. Turnăm acum sirop și împrentor. Îl umplem. Așa. Deci la familia asta... Mamă, unde e albina? I-am dat mai bine de un litru, cred. Așa. Ai pus puțin? N-ai pus mult. Acum, pentru că mai avem la fructoză și la pungi, săptămâna aceasta trebuie să terminăm și aceste pungi. Așa, încet, fără să omorăm albina. Deci mișcăm puțin prin mișcări simple. Le-am dat și o pungă de fructoză. Repunem. Și avem aici și această familie pe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rame. Deci a patra de la perete. O știm, este cea băgată acum. Spart cuibul, fără milă. Fără milă și cu tupeu. Am spart cuibul. Așa, dăm cu fumul, să nu omorăm nicio albinuță în clipa în care punem podișorul. Am pus podișorul. Deci, am extins cuibul, mâncarea are, i-am dat noi acum să aibă câtă vrea și să-l filmăm și noi acum puțin pe maestrul Ștefan. Ia zi-mă, Ștefanele, cum e apicultura, tată? Frumoasă și dureroasă. Și dureroasă când te ciupesc albine. Așa. Oameni buni, până data viitoare, eu și cu Ștefan, cu Fane, vă urăm numai bine, sănătate și spor în activitatea apicolă. La revedere!